Bună ziua, vă salută Tatiana. Astăzi nu mă prezint în fața dumneavoastră cu o lucrare, ci voi prezenta o serie de produse pe care eu le-am cumpărat pentru următoarele lucrări, care vor fi prezente pe pagina acestui canal. Având ieri zi liberă, am fost la magazin și am cumpărat bobine din firul Bravo de la Schattenmeier, bobine care le-am ales în funcție de culorile de care aveam nevoie. Deci am cumpărat culoarea maro, am cumpărat această culoare violet, culoarea roz, culoarea bej, cafe, latte, de fapt. Apoi am cumpărat trei bobine culoarea neagră. Acest fir se numește Perfect, fir perfect. Este identic cu firul Bravo. După care am cumpărat culoarea albastru deschis. Știți că eu iubesc culoarea albastră. Mi-am întregit numărul bobinelor de culoare galbenă, pentru că voi avea de lucrat cu ele culoarea roșie și o altă culoare, culoarea vișiniu. Acestea fiind cumpărate de la magazinul de aici, pe o serie de bobine, am dat 26 de euro. În afară de acestea, am cumpărat, le voi da deoparte acum, am cumpărat acest lipici lichid care mă ajută foarte mult în lucrările mele. Acesta are 30 de grame și costă 6 euro. De asemenea, am cumpărat această bobină de macrame. Este un macrame, vedeți, așa se numește. Este un bumbac cu un fir alize, un bumbac mai gros, care a fost în reducere de la 9 euro la 5 euro. Eu am cumpărat această bobină pentru că o voi folosi pentru o lucrare viitoare în care îmi stă deja în minte. De asemenea, am cumpărat aceste flori, acestea și acestea, care le voi folosi în anumite aranjamente. Aceste albe costă 1,50 euro, acestea costă 2,50 euro. De asemenea, am cumpărat aceste pachete ouă deja decorate, eu le voi decora în modul meu. Aceste 6 ouă de polistiren, polistirol, cum pe să le numim, am dat 2,50 euro. De asemenea, am cumpărat tot pentru viitoare de lucrări aceste flori deja colecționate, câte 1 euro fiecare pachetel. Am cumpărat acest coșuleț cu aceste ouă minuscule, care și ele vor fi folosite în anumite lucrări. Acestea rețin foarte bine că le-am plătit 2,50 euro, iar pentru această colecție de puișori am plătit puișori și iepurași, am plătit 3,50 euro. Cam acestea au fost cumpărăturile care le-am făcut pentru următoarele lucrări pe acest canal, așa cum vă spuneam. Doar necesarul, pentru că în orice caz, în toate lucrările pe care noi le expunem, este nevoie de fire, altfel nu am reușit să lucrăm. Așa cum vă spuneam, viitoarele lucrări vor avea anumite tematici, în mod special tematica va fi Paștele,
iar noi ne vom reîntâlni din nou. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Sunt Tatiana Andrie și vă îmbrățișez. Vă iubesc pe fiecare dintre dumneavoastră. Dacă cineva dintre dumneavoastră se oprește întâmplător pe paginile acestui canal și nu este încă înscris, vă rog să vă înscrieți. Totul este gratuit, iar pentru cine dorește să răsplătească munca, poate să se alăture devenind membru. Încă o dată, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc și vă urez o zi minunată. La revedere, vă salută Tatiana!